Un proiect inedit în județul Mehedinți. Locurile istorice și reprezentative din județul nostru vor fi animate cu muzică bună. Cei doi DJ, Ionuț Balac și Daniel Popovici, au îmbinat astăzi zona istorică de la cetatea medievală din Drobeta Turnu Severin cu o muzică bună plăcută tuturor. În această zi, la cetatea medievală din municipiul Drobeta Turnu Severin, doi tineri au continuat dezvoltarea unui proiect non-profit în care se urmărește promovarea obiectivelor turistice, dar și a muzicii bune în județul Mehedinți. Fiind începutul pandemiei, ne-am gândit, în plină pandemie, ne-am gândit să facem niște videoclipuri, să ne promovăm pe noi și muzica noastră. Fiind cluburi închise, fiind absolut orice eveniment blocat, nu avem unde să ne desfășurăm activitatea, așa că ne-am gândit să facem în locații publice, locații turistice din Mehedinți, pe care le puteți vizita cu ajutorul nostru, cu ajutorul videoclipurilor noastre. Ce pot să vă zic? Am fost la teatru, la castel, acum suntem la cetate, așteptăm să mergem și la muzeu și la toate, absolut orice obiectiv turistic din Mehedinți. Cei doi DJ, Daniel Popovici și Ionuț Balac, speră că acest proiect să aibă succes având în vedere situația actuală, toate locurile de distracție fiind închise. Proiectul a luat amploare foarte repede, iar oamenii sunt deschiși la acest gen de abordare. Prin colaboratorilor noștri, Sabin Ungureanu, mulțumim tuturor persoanelor care au fost lângă noi și ne-au ajutat. Noi, ce pot să vă spun, mixăm, punem muzică, orice gen de muzică, de club, și cam asta o să facem în toate locațiile noastre viitoare, care o să fie. Până când aveți de gând să desfășurați aceste activități? Cred că până vom epuiza locurile de vizitat din Mehedinți, deci nu ne vom opri prea curând. Acesta este cel de-al treilea eveniment. Urmează multe altele de acest gen cu scopul de a surprinde plăcut mehedințenii, dar și românii. Tinerii au inițiat proiectul cu scopul de a arăta frumusețea județului Mehedinți și locurile uimitoare care nu trebuie uitate.